Autobuzele electrice se lasă așteptate în Sighetul Marmației. Deși primul autobuz electric trebuia să ajungă în Sighet la începutul acestei luni, conducerea societății de transport spune că încă nu știe o dată la care noile mijloace de transport în comun vor ajunge în oraș. Odată cu punerea în circulație a autobuzelor electrice, ar fi însă nevoie și de investiții în infrastructură și în stațiile de autobuz. Prioritatea priorităților pentru Marea Nord Transport și acționarul unui consiliu local este aducerea cât mai repede a unei flote noi, reprezentând cele 7 autobuze electrice. Restul intrăm în activitate de rutină, păstrarea traseelor noastre clasice cu flota asta care este deja învechită și începe să-și spună cuvântul. Sunt cele 5 Mercedes-uri care au fost calculate pentru a tranzita traseele noastre pentru o perioadă de 5 ani, iată că s-au împlinit cei 5 ani și cele 7 autobuze Manhull aduse din Olanda, care încet, încet spun și ele cuvânt. Este foarte important să specificăm acest lucru pentru că unul din punctul principal al activității noastre este siguranța călătorului. Și când spui siguranță, înseamnă asigurarea autobuzelor din punct de vedere tehnic, plus verificările din 6 în 6 luni a acestei flote privind inspecțiile tehnice periodice. Proiectul privind achiziționarea autobuzelor electrice în ce stadiu este? Iată că suntem la trecerea unui trimestru dintr-un an. 3 luni de când Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice Locale, după noua denumire prin reorganizarea Guvernului, ministrul de resort a semnat la 1 octombrie ordinul de finanțare primind investiția către Sighetul Marmației. Spuneam înainte, noi suntem cuprinși cu cele 7 autobuze electrice care includ 7 stații de încărcare de noapte și 2 stații de încărcare rapidă, cu autonomie de 250 de kilometri pentru un autobuz la încărcare de noapte. Amplasamentul lor este stabilit în baza noastră de garare la sediul Transport Marea Nord și o stație de încărcare rapidă în stația noastră de la Cartierul Unirii din zona CPL-ului. Efectiv, astăzi suntem în faza de prefinanțare a acestei investiții. La licitația organizată de Ministerul Dezvoltării ni s-a comunicat că s-au prezentat 5 firme de profil pentru construcția acestor autobuze. Din cele 5 firme, din experiența noastră, din deplasările care le-am făcut de-a lungul timpului la Cluj, vă dau un exemplu, care este promotorul acestei înnoiri de flotă pe sistemul de autobuze electrice și pe axa de finanțare privind protecția mediului și reducerea noxelor, ne-am dorit ca din cele 5 firme care și-au depus oferta să câștige una din ele pe care o agreem și din fericire pentru transportatori o agrează mai mulți operatori de transport. Dar oferta aș vrea să spune cuvântul. Astăzi, spuneam, suntem în faza în care în Consiliul Local, într-o ședință de îndată, mai mult ca sigur se va convoca o ședință de îndată, poate chiar săptămâna aceasta, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare, acționarul unic, Consiliul Local, va aloca în bugetul pe 2020 sume privind demararea procedurii de publicitate. Veți vedea, vom vedea împreună că fie la sediul transportului, fie pe autobuzele flota veche sau în zona orașului, vor apărea niște panouri publicitare prin care pe procedura de achiziție ne vom face publicitate și noi ca și
operator și ministerul privind achiziția celor 7 autobuze electrice. Contractul spune multe vis-a-vis de finanțare. În sintetic, sperăm ca ministerul să demareze cât mai rapid procedura de licitație, de fapt să treacă la judecarea acțiunii de licitație și să-și țină graficul de livrare a acestor autobuze, să se țină de cuvânt, mai pe românește spus, ca măcar în trimestrul 1 al lui 2020 să avem măcar 3 autobuze electrice, dacă nu toate 7. În graficul de eșalonare și de livrare, în draftul de contract de finanțare, erau specificate 3 autobuze în luna ianuarie 2020. Adică suntem imediat aproape de mijlocul lunii ianuarie și nu avem un semnal cert că vor veni aceste autobuze electrice în această lună. Cert este că siguranța noastră de a înnoi flota în anul 2020 este din ce în ce mai mare. 7 autobuze electrice, dar și stații de încărcare urmează să fie achiziționate cu fonduri europene prin programul operațional regional 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru transportul public în comun în Sighetul Marmației. Are Primăria și Consiliul Local Sighet și implicit Societatea de Transport bani pentru finalizarea acestei investiții? Sunt bani europeni. Condițiile de finanțare se referă din bugetul local și nu numai, în afară de fondurile europene, care se ridică la 98% din sumă. Gândiți-vă că e vorba de 23 de milioane de roni, investiție totală, din care participarea Consiliului Local este de 2%. Există acești bani din discuțiile avute de-a lungul timpului în Consiliul Local, vor fi alocați la timp. Suma se referă la eligibilitatea cheltuielilor în afară de publicitate și la cheltuieli care sunt neeligibile, inclusiv parte din TVA. E o problemă pur tehnică și financiară de a asigura fondurile. Restul vin de la fondul european. Importanța acestei noi de flote nu ți-o dă decât starea parcului actual și importanța unei activități de operare în transportul public local care se produce în toate zonele țării și nu numai. Spuneam că e importanță pentru că trebuie să ne gândim la faptul că la nivel de valoare de finanțare, un autobuz electric cuprins în acest ordin de finanțare semnat de Ministrul Dezvoltării de 650.000 de euro pe bucată de autobuz. Deci nu este o jucărie. Ceea ce ne încântă. Problema secundară și nu numai care rezită din această investiție este personalul de exploatare a acestor autobuze, inclusiv mentenanța care va fi asigurată din fericire pentru noi ca operator de către firma câștigătoare a licitației. Se merge pe mentenanță asigurată și garanție între 5 și 10 ani. Nu ne punem problema cu toată sărăcia bugetului. Singura durere a noastră pe care o să o spunem de fiecare dată, tranșant, fără să supărăm pe nimeni, pentru că aici nu e problema de a lucra cu mânuși, fie el acționarul unic care este Consiliul Local. Este starea bazei de producția noastră. De-aia insist întotdeauna și o spun cu tărie. Nu poți avea un transport local la standarde europene, pentru că e vorba de idealism aici să vorbim pompos, dacă nu investești în bază. Și o spun de fiecare dată pentru Consiliul Local să înceapă o acțiune de înțelegere în primă fază și de finanțarea unei baze de producție, pentru că în 30 de ani, și așa am comemorat perioada de la Revoluție, schimbare de regim, în această bază nu s-a investit un leu. Și o spun, chiar dacă e dureros pentru unii, un leu. Și nu exagerez absolut deloc. Un leu prin care să arate
tu, acționar unic al unei societăți de transport, că am investit ceva. De aia partea de tehnică este nu neapărat sub semnul întrebării, pentru că spuneam înainte RCA, asigurări, condițiile pe care trebuie să le creezi călătorului pentru a fi el în siguranță. Odată pus în circulație aceste autobuze electrice, nu va fi nevoie de investiții și în ceea ce privește drumurile și stațiile? Cum vor circula autobuzele electrice pe drumurile din Sighet? Pentru că știm că sunt probleme pe mai multe străzi, în mai multe zone ale orașului. Este condiție esențială. Gândiți-vă pur tehnic ce înseamnă să circul cu un autobuz electric unde, ca și amplasament, bateriile care se încarcă noaptea sau pe o stație de încărcare rapidă, circulă prin apă. Și vă dau exemplu Șugăului, unde sunt faze în care, în funcție de anotimp, un simplu exemplu, bineînțeles, nu ne putem culca pe ureche și Consiliul Local și beneficiarul acestei investiții știe acel lucru, că în paralel cu această investiție trebuie investiție în infrastructură. Ar fi, nu știu, peste puterea noastră de înțelegere, nu ca operator, ca și sighetean, să ne gândim că calea de rulare a traseilor noastre va sta pe niște lipsă de investiții, mai ales că aceste autobuze nu vor circula decât pe raza OAT-ului Sighetul Marmației, în prima fază. Asta înseamnă obligatoriu să îndesim traseele, să meargă și autobuzele și pe trasee care n-au beneficiat, vorbesc ca și călători, ca și locuitori a Sighetului, pe străzi de care normal că ar trebui să beneficieze, și mă refer la periferii. V-aș da exemplu strada Horea Cloșca Crișan sau latura cealaltă înspre Iza, unde începând de la Valea Cufundoasă sau Câmpul Negru au tot dreptul și necesitatea de a aduce măcar copiii la școală și ceilalți navetiști care lucrează în oraș. E obligatoriu să investească în infrastructură.